Specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălajul au executat în cursul anului trecut peste 30 de intervenții pentru ridicarea de muniție rămasă neexplodată. Locotenentul Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului, a declarat că în total pirotehniștii au ridicat de pe raza județului Sălaj 3 bombe de aruncător, o grenadă, 18 cartușe infanterie, 45 de proiectile de artilerie, 3 de lovitură, AG-7, o bombă de aviație, precum și o bucată de focos proiectil artilerie calibrul 150 de mm. Având în vedere cantitatea mare de muniție descoperită în județul nostru, pirotehniștii recomandă cetățenilor ca la găsirea unor elemente de muniție neexplodată să anunțe cel mai apropiat post de poliție sau pompieri la numărul de telefon 112, fără a le atinge ori schimba poziția.